Salutare băieți și bine v-am regăsit pe contul meu de YouTube. Eu sunt Cristi. Vreau să vă spun în primul rând să vă abonați, să dați like, share, să vadă și prietenii voștri. Astăzi vom continua cu un episod de roleplay. Așa, vreau să vă zic în primul rând că am două vești foarte bune. Deci, în primul rând, astăzi ne vom angaja la o firmă de taxi, să fim taximetriști, și în al doilea rând, astăzi vă voi arăta și casa de la țară, cam în fundat pe naseu, răcit, toate alea. Vreau să zic că m-am spălat pe dinți pe față, iar acum vom merge jos, suntem la etaj, acum. Mama aici o cameră pe care vreau să o mobilez, că n-are nimic aici. A avut, dar nu mai are acum. Aici este o baie, care este închis, ușa, frumos, așa. Acum mergem jos. Bă, mi-a să deschide ușa. Am gata. Mergem jos, frumos, mâncăm și noi un măr și plecăm la șeful. Unde stă undeva pe la munte, pe acolo. Este foarte departe de noi, luăm un măr frumos. Deodată ce ne-am angajat la el, nu mai va trebui să mergem până acolo, doar dacă mâncăm noi mărul ăsta frumos și mergem. Doar dacă va avea el nevoie să ne cheme. N-am uitat nimic, nu? Cheile de la mașină. Am lăsat aici seara, le luăm frumos. Așa, aici este mini sufrageria, v-am mai zis eu în primul episod. Și vreau să vă zic că vă voi arăta și casa de la țară astăzi, dar în primul rând vreau să mergem la șeful, căruia i-am spus că avem aici BMW M8, căruia i-am spus că într-o oră jumate sau în două ore vom fi acasă la el. Tot mai acolo la munte și să vă arăt și pe unde este pe GPS aici frumos. Este undeva pe aici. Da, pe acolo și... Ia uite, pleacă mașina. Am pornit-o frumos. Sper că se aude destul de bine. Am dat sunorul mai încet la joc. Să mă aud și eu mai bine. Și băieți, ce să vă mai zic, rămâneți când ajungem noi, eu acolo, să vă arăt tot ce se întâmplă pe acolo. Revin după. Ok, băieți, am revenit. Am ajuns, sunt aici foarte aproape. Stați doar puțin, dăm sunarul mai încet. Suntem aici foarte aproape și cred că o să-mi iau un meniu de la Mac. Nu știu, nu sunt sigur, nu prea mi-e foame după ce plec de la șeful. Să zic așa, viitor. Intră pe aici, pe acolo. Nu vine nimic. Și am înțeles că este o casă albastră. Uite aici. Și a spus să claxonăm când ajungem. Și băieți, cred că să închid filmarea, mașina lui șef, uitați, Range Rover. Cred că să închid filmarea deoarece nu vrea să-l filmez. Claxonăm puțin. Hai că iese afară, închid filmarea și revin după, vă spun eu după tot. Da, la revedere. Băi, băieți, am revenit, am vorbit cu șeful meu, viitorul meu șef. Deja este șeful meu, pot să-i spun. Mâine ne va da mașina și vom începe să facem niște curse. Este un lucru foarte bun, fiindcă ne va da mașina ieri, nu trebuie să ne cumpărăm noi mașina. Iar acum nu mai e meu meniu de la Mac, fiindcă nu mi-e foame. Poate când ajung acasă, pe acolo, pe la mine, poate atunci mi se face și mie puțin mai foame. Claxonăm puțin, să audă șeful și plecăm acasă și băieți... Mamă, am făcut accident! Mamă! Vai de capul meu!
Nu cred așa ceva. Mamă, mi-a lovit mașina asta. Băieți, revenim, stați un pic. Bun, băieți, am revenit. Am ajuns acasă și din câte văzuseți voi, făcusem un accident. Și intrase un prost în mine cu un X6 și acum este ora 5 jumate și eu plecasem la 8. Și toată ziua am stat pe drumuri, la poliție, la toate chestiile astea, ca să nu zic altceva. Și mi-am pierdut toată ziua și nu mai am niciun chef să mai mă duc tocmai la casă de la țară. Vă arăt altă dată. Dar problema este alta, că mașina acum e în service și nu mai e la mine. Și acum se uită polițiștii pe filmări, pe nu știu ce, să vadă care a fost vinovat, să vadă cui dă amenda. Dar n-am făcut nimic, deci am ieșit din intersecție și a intrat prostul ăla fix în mine. Că nu mai pot, m-a enervat, bă, mi-a stricat o chef de filmat, nu mai pot. A intrat în mine și mi-a făcut mașina praf, mi-a rupt botul, mi-a spart botul, i-a spart farul la emotul ăla sărac. Fai de cap, stă acum în service, mi-a zis că stă 2 săptămâni în service. Am fost acolo să văd ce și cum și a spus că stă 2 săptămâni în service. Și până-mi iau mașina, până... Pai, și mâine eu trebuie să mă duc și la muncă, dar bine că nu cu mașina, că nu e mașina de acolo. Trebuie să mă duc mâine la muncă și trebuie să iau taxi sau Uber-ul ceva. Fai de capul meu ce mi-a făcut ăla, bă, frate. Fai de cap. Și acum nu știu ce să fac. Mă pun în pat, mă culc și aia e. Mă duc să mă schimb. Mă spăl, nici nu mai am ce să fac, mi-a stricat tot cheful, deci nu mai am cuvinte, ce să zic. Deci revin eu după ce mă spăl, că na, nu cred că vreți să vedeți cum mă spăl. Gata, băieți, m-am spălat, m-am schimbat, am revenit. Parcă nu mi-e somn așa, nu știu, aș face ceva, nu știu, mă o să fac cafea. Sau... Da, mă duc să-mi fac cafea și o beau sus pe terasă. Și mai vorbim și noi una alta, băieți. Deci, mi-a făcut niște nervi omul ăla. Acum stă mașina 2 săptămâni în service. Pune-mi ăla încălzit. Și stă 2 săptămâni în service și... Și poate mai îmi dă și mie amendă, dar n-are... Oricum n-are de ce să-mi dea mie amendă, fiindcă... Fiindcă el a fost vinovat, a intrat în mine din intersecția aia de acolo. Uite, bă, frate. Aici am uitat să vă spun, vreau să mă vile și aici, să pun mobilă, pat, nu mai nimic a fost aici. Aici este o baie, dar e închis, am închis-o. Aici. Când am luat casa, proprietarul a vrut să ia chestiile din camerele astea și cealaltă, dar aici nu știu ce a fost, sincer. Nu contează, aici sigur a fost un dulap, ceva, din călțări. Dar nu mai pot, băi, frate, deci mi-a distrus mașina, tot chefu de filmare. Nici mai vreau să pornesc filmarea, dar am zis, hai mă, ce... Dar nu mai am chef să mai mă duc tocmai la casa de la țară acolo și... Hai că s-a făcut și cafea, o luăm frumos, mergem sus. Nu mai am chef, băi, să filmez, să mă duc tot mai acolo, că așa e departe, pe acolo, tot mai la țară. Nu mai am chef, băieți, mi-a stricat o chevă în ăla. Bă, dar cât de neatent să fii, ca să nu zic altcumva. Să intre fix în mine, că era verde pentru mine și roșu pentru el. Fai de capul meu. Deci, băieți, am vrut să vă arăt ceva mai de mult. Ia uitați cât am în parcare, avem aici. Nu știu, poate vrem să mergi să fac niște drifturi pe aici. Da, cu ce să faci drifturi? Cu picioarele? Cu ce faci drifturi acolo? Că n-ai cu ce. Bă, băieți, nu știu ce să vă mai zic. Cam atât cu acest episod.
Eu am fost Cristi, revenim data viitoare cu mașina, cred că scoasă din service. Dar nu o scoate atunci din service, nu. Mâine revenim când mergem la muncă acolo, la șeful, să ne luăm mașina, toate actele și toate cele. Bă, băieți, cam atât. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like, să vă abonați și share, să vadă și prietenii voștri. Cam atât.